seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Întrebare. Iată-ne din nou față în față cu dumneavoastră, cu o nouă temă și cu un nou invitat. În seara aceasta avem onoarea de a-l regăsi în studioul nostru pe nimeni altcineva decât pe domnul Andrei Manea, economist și, bineînțeles, un creștin practicant preocupat în mod deosebit de apărarea și promovarea valorilor creștine. Bine ai revenit, Andrei! Salut, Cătălin, bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, îmi place așa că am început să mă prezint ca o vedetă. Nu e... Andrei, e o bucurie să te revedem și, într-adevăr, să știți, acum, stimați prieteni și știți și dumneavoastră, că în comunitatea creștină avem nevoie de asemenea oameni, de oameni care, indiferent de preocupările pe care le-ar în profesia, sau știu eu, în hobby-urile sale, pe lângă performanțele pe care le are, este un familist, este un om preocupat de apărarea și promovarea valorilor creștine, iubește pe oameni și mai mulți face ceva pentru a duce mai departe vestea bună, cuvântul lui Dumnezeu. Aia știu că faci foarte bine, ne cunoaștem de mulți ani, lucrăm împreună și mai mult avem aceleași preocupări. Ne interesează ceea ce se întâmplă în societatea românească, în special în zona aceasta educației copiilor, a păstrării valorilor, a familiei, a domeniului pro-viață, a educației religioase. Știu că te-ai ocupat foarte mult și de treaba aceasta, așa că în seara aceasta, împreună cu tine, vom reporni după o mică vacanță discuțiile pe tema aceasta valorilor și astăzi vom începe din nou cu ceea ce numim noi familia. Vom avea o discuție bazată pe familie. De fapt, vom începe o serie despre principiile de viață, de conviețuire în familie, mai exact între soț și soție, așa că te las pe tine să faci o introducere a acestei serii, care va cuprinde mai multe emisiuni, bineînțeles, și pe care împreună cu tine o vom difuza în fiecare zi de marți. Mulțumesc pentru invitație și pentru cuvintele frumoase. Într-adevăr, ne-am gândit împreună că ar fi bine să dezbatem subiecte care nu se referă neapărat la asalturile care vin asupra familiei din extern, ci e foarte important să discutăm și lucruri proactive, să dezbatem lucruri care pot, eu știu, îmbunătăți viața de familie. Și când vorbeai de această serie pe care împreună am decis să o numim Principiile vieții de familie, într-adevăr, ne gândim la trei componente. Relația soț-soție, o relație foarte importantă pentru că practic căsătoria dintre soț și soție și relația lor stă la baza și la fundamentul familiei. Relația dintre părinți și copii, o relație la fel de importantă pentru că odată ce copiii apar, lucrurile cresc în complexitate și nu în ultimul rând relația copiilor cu părinții, pentru că noi, modul cum noi ne raportăm la părinții noștri, influențează foarte mult și modul cum copiii noștri se vor raporta la noi. Andrei, vreau să spun că cu această ocazie vreau să ne aducem aminte că în perioada preocupărilor noastre legate de referendum, întotdeauna când noi vorbeam despre atacurile externe asupra familiei, întotdeauna ni se dădea ca răspuns problemele interne ale familiei, despre copiii care erau neglijați, despre părinții care nu se înțelegeau, conflictele, bătăile, știu, violența domestică. Deci, practic, noi suntem conștienți că familia este supusă atacurile din două mari direcții. Odată din interior, ceea ce încercăm să facem prin această serie, și, bineînțeles, lupta noastră clasică pe care o ducem împreună, aceea din exterior. Și știm și tot le-am discutat și le vom reveni asupra lor. Dar în seria aceasta, stimați prieteni, vreau să știți că noi ne vom axa pe ceea ce înseamnă, așa cum a spus Andrei, problemele acestea ale familiei, soț-soție, soț-copii și tot așa, pentru că sunt probleme care, într-adevăr, subminează ceea ce Dumnezeu a creat și anume familia. Acum, haideți să punem o întrebare valabilă. Tu ești economist, eu sunt inginer, avem o experiență în preocupările acestea cu familia, dar totuși, cum ne vezi tu, sau ți-ar mira cineva, cum am putea noi să discutăm, mai ales că la o asemenea discuție, cu siguranță vom avea și lucruri mai de detaliu la care vom invita și specialiști. Dar așa, la nivelul acesta, cum te vezi discutând tu despre tema aceasta? Îmi vine să râd pentru că mi-aduc aminte de o glumă
dintr-un film celebru oarecum, pe vremea comuniștilor, era cel BD, când la un moment dat cineva întreba cine te recomandă? Cine te recomandă pe tine pentru așa ceva? Și răspunsul era, cine să mă recomande? Familia! Deci e o glumă, dar are o nuanță de, are un substrat și are un adevăr în cazul nostru și o să îți și explic, sau nu știu dacă o să-ți explic, o să-ți spun ceea ce eu simt și gândesc. Da? Practic, viața noastră are niște etape, da, pe care le putem împărți. E copilăria, de când ne naștem până, eu știu să spunem, o vârstă de 14 ani, apoi este această preadolescență, 14-18 ani, da? Vine o zonă mai profundă, adolescentină, 18-22, deja după vârsta de 23-24 de ani se intră cumva într-o zonă de maturitate care continuă, eu știu, până la vârsta de 28-30, când în mod firesc și în mod natural fiecare dintre noi decidem să alegem o persoană cu care să ne petrecem restul vieții, în speță să ne și căsătorim. Și vedem că pe tot acest, eu știu, istoric, să spunem așa, de viață, acest grafic, linie, da? Informațiile noastre, paradigma noastră, modelul nostru despre relația soț-soție este practic luat din diverse părți. Cât suntem copii, într-o manieră aproape inconștientă, preluăm de la părinții noștri, de la tatăl nostru și de la mama noastră, un model sau o paradigmă asupra relației soț-soție. Da? Pentru că văzându-i pe ei, văzând cum se comportă, nu avem totuși, copii fiind, de multe ori discernământul și maturitatea să ne explicăm dacă sau dacă ceea ce fac ei sau dacă ceea ce nu fac și ar trebui să facă este bine, este rău. Preluăm într-o manieră mai mult sau mai puțin instinctuală acest model pe care îl primim în familie și atunci e foarte important pentru că și tu și eu și cei care ne urmăresc, mare parte dintre ei, au o familie și trebuie să conștientizeze faptul că relația actuală soț-soție influențează fundamental, să spunem așa, modul în care copiii se vor raporta la momentul în care vor intra în relație cu o altă persoană. Și atunci experiența pe care și tu și eu o avem, da, este, și pe care fiecare dintre noi ca părinții o avem, este extrem de importantă, este valoroasă și trebuie să o privim, cum să spun, cu foarte, foarte mare atenție, pentru că ne influențăm în mod direct copiii. Deci prin calitatea noastră de părinți, calitatea noastră de părinți este unul dintre elementele care ne pot permite să ne exprimăm pe această zonă a relației soț-soție. Apoi trebuie să vedem că, eu știu, adolescent fiind, da, și când începi și legi relații de prietenie, sfaturi primești și din partea prietenilor, da, pentru că ai prieteni, mai întreb cum să procedezi așa, dacă partener, dacă, eu știu, prietenul sau prietena ta se comportă așa, cei din jurul tău încep și îți dau sfaturi, da, ce ar fi bine să faci, ce n-ar fi bine să faci, ce îți semnalează când există anumite derapaje comportamentale din partea celuilalt. Deci că practic și noi ne influențăm prietenii, da, în jurul nostru prin sfaturile pe care le dăm. În zona de maturitate, o parte dintre noi decidem cumva să fim și părinți spirituali ai unor cupluri tinere, uneori prieteni, uneori de aceeași vârstă ca și noi, alteori mai mici de vârstă ca și noi, și atunci și din acest punct de vedere avem și o datorie morală și într-un fel sau altul influențăm, da, cuplul nou apărut. Mai există cumva informații din zona bisericească, da, când se ia decizia de căsătorie și cei doi se duc în fața
lui Dumnezeu. Da? Există posibilitatea și unii preoți fac acest lucru, preoți sau pastori, fac acest lucru în speță programe de consiliere premaritală, premaritală care sunt foarte importante, sau, eu știu, sunt și specialiști, da? Un număr probabil redus de specialiști, de consilieri maritari, psihologi, practic, care s-au specializat în această zonă și care intervin de principiu mai mult atunci când apar probleme, da, când apar situații de criză și când cei doi încearcă cumva să primească un ajutor extern. Deci la întrebarea ce anume ne recomandă sau de ce anume am decis să vorbim pe acest subiect, răspunsul este foarte simplu. Suntem părinți, ne influențăm copiii, părinții noștri ne-au influențat pe noi, ne influențăm prietenii sau, eu știu, copiii spirituali, în ideea în care suntem nași de cununie. Excelent, și zic că este foarte venită discuția aceasta pe tema vieții de familie. Care ar fi prima, să spunem, prima etapă a acestei serii, prima discuție pe care vom avea, astfel încât să începem, să zic așa, la început a fost Dumnezeu. Implicarea noastră în această viață de, sau în valorile familiei, în, am putea spune chiar lupta pentru valorile familiei și în promovarea valorilor familiei, a fost, este și va rămâne structural legată și de valorile iudeo-creștine. Atât proiectul de modificare, de clarificare a definiției căsătoriei în Constituție, cât și toate celelalte demersuri pe care noi le-am făcut, au fost strâns legate de valorile creștine, însemnând aici relația cu Biserica Ortodoxă Română sau cu reprezentanții celorlalte biserici, da? Și culte creștine. Da, deci raportarea la Dumnezeu sau faptul că suntem creștini este un lucru esențial. Și fiind un lucru esențial, primul calup din această serie de emisiuni, Principiile vieții de familie și în speță relația soț-soție, așa cum propui și bine ai spus, ar trebui, cred că, să fie modul în care ne raportăm la Dumnezeu. Așa e, deci practic începem și noi așa cum începe și creația la început, a fost Dumnezeu. Și fii atent, dacă suntem la punctul acesta, la modul de raportare al lui Dumnezeu în viața de cuplu, în viața de familie, în relația aceasta a soțului cu soția, mă gândesc la două variante și hai să vedem care, de la început așa, la designul acesta pe care Dumnezeu l-a gândit. Știm că Dumnezeu este cel care a conceput familia, este creația lui, este invenția lui Dumnezeu, n-a fost ideea lui Adam să aibă o soție și mă gândesc, când vorbim despre raportarea aceasta la Dumnezeu, în primul rând mă gândesc la două variante. Odată la o uniune între cei doi și apoi invitarea lui Dumnezeu în mijlocul acestor doi, deci în familia aceasta, ar fi una din variante și apoi o altă variantă, a zice, poate cea mai bună ar fi aceea în care fiecare dintre cei doi viitori soți, asta înseamnă că înainte de a lua decizia de căsătorie, fiecare dintre ei are o viață, o relație deja cu Dumnezeu, sunt niște creștini practicanți, ca să spunem așa pe nume, oameni care se raportează individual la Dumnezeu și apoi la un moment dat decid ca sub umbrela lui Dumnezeu, sub binecuvântarea lui Dumnezeu și bineînțeles în biserica în care ei hotărăsc să facă această cununie religioasă și să ceară binecuvântarea lui Dumnezeu, bineînțeles după ce și legală în fața ofițerului de stat cine au făcut lucrul acesta. Deci practic, aș spune că poate ideal, când ne raportăm la Dumnezeu, cred că cea mai bună soluție este că am aștept ce, pentru că în realitate găsim ambele situații. Sunt oameni care n-au nicio treabă cu Dumnezeu înainte, se căsătoresc și la un moment dat se întâmplă ceva și Dumnezeu intervine în viața lor. Se întâmplă, știi, Dumnezeu are multe metode de a se descoperi oamenilor și oamenii ajung la Dumnezeu uneori cu binele, altelor mai puțin cu binele, da, prin diverse situații, probleme. Dar până la urmă au un final fericit pentru că oamenii ajung să-și rea viața spirituală. Și eu zic că e un lucru excelent. Dar sunt și oameni și sunt cazurile poate cele mai fericite când oamenii deja
poate au un parcurs de mici copii din familie, au o viață creștină de zi cu zi. Iar căsătoria este doar o împlinire a ceea ce Dumnezeu a poruncit până la urmă, ca Dumnezeu, ca omul să nu fie singur. Cum vezi tu lucrurile, apropo de prima etapă? Foarte bine, da, ai schițat foarte bine acest punct. Noi ca creștini știm un lucru și e foarte interesant să-l discutăm un pic, și anume că adevărul nu e subiectiv. Există un adevăr obiectiv. Vedem că în societatea de astăzi totul e pus așa în balanță și fiecare interpretează lucrurile așa cum dorește, dar noi, paradigma noastră existențială spune un lucru, și anume adevărul nu e subiectiv, există un adevăr obiectiv, există niște principii morale și există o sursă a acestor principii morale, sursă care este Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, există un model și o paradigmă de urmat. Da? Și acest model și această paradigmă de urmat, în viziunea creștină, este simplă. Dacă Dumnezeu n-ar fi punctul final al fiecărei persoane, al fiecăruia dintre noi, atunci el ar mai fi Dumnezeu. De ce? Pentru că ar fi ceva mai presus de Dumnezeu. Fiecare persoană se va înfățișa la un moment dat în fața lui Dumnezeu. În fața lui Dumnezeu este clar, este, lucrul așa este clar, se și împlinirea, să spunem așa, împlinirea existențială a fiecărei persoane nu se poate face decât dacă îți pui pe primul plan relația ta cu Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că atunci tragem concluzia logică, ține de o logică elementară. Dacă Dumnezeu n-ar fi pus în sufletul omului, în ADL-ul lui, această dorință, da, de întâlnire cu el ca fiind cea mai înaltă, de veșnicie, de relație veșnică, de relație veșnică cu el, atunci Dumnezeu n-ar mai fi fost Dumnezeu. A pus altceva în locul, eu știu să spunem, împlinirii și bucuriei supreme pe care o persoană umană o poate atinge. Într-adevăr, de la acest adevăr, de la acest standard extrem, extrem de înalt pe care extrem de puțin dintre noi reușesc cumva să-l materializeze. În fapt, dacă e să luăm la modul absolut, cu excepția lui Hristos, niciunul dintre noi n-a putut să-l materializeze și să-l ducă la o asemenea dimensiune, până la o întoarcere totală cu spatele la Dumnezeu, este iarăși o scară foarte mare. Da? Este o scară și fiecare dintre noi ne poziționăm cumva pe aceste două extreme, să spunem, în momentul în care suntem total întorși cu fața către Dumnezeu sau suntem întorși cu spatele total către Dumnezeu. Fiecare dintre noi ne aflăm cumva pe această scară. Și într-adevăr, trebuie să vedem în cadrul relației soț-soție, este bine ca fiecare dintre noi să vedem unde ne aflăm, unde ne poziționăm. De ce e bine ca să vedem unde ne poziționăm? Pentru că, așa cum spuneam, există niște adevăruri obiective, există niște legi, niște legi pe care Dumnezeu le-a lăsat, a creat existența punând la baza existenței niște legi imuabile, și în măsura în care noi nu cunoaștem aceste legi și nu le respectăm, efectele n-au cum să fie bune, ele vor fi rele. Și atunci, de asta e important ca fiecare dintre noi să ne punem întrebarea: care este, cum mă raportez eu la Dumnezeu versus cum mă raportez la familie? Și aici există, să spunem așa, iarăși o, între ghilimele, ispită, să spunem așa, pentru că vedem că în decursul vieții noastre este posibil ca noi să spunem: domnule, la mine familia e pe primul loc, la mine relația cu soția e pe primul loc, relația cu copiii e pe primul loc, apoi vine serviciu, să spunem, vine serviciu, apoi vin meseria, profesia pe care, da, fiecare dintre noi, da, apoi vin prietenii, da, pentru că fiecare dintre noi avem niște piloni, să spunem așa, pe care ne sprijinim existența. Cumva, da, pe care ne sprijinim existența, relația cu soția sau cu soțul, relația cu copiii, împlinirea din punct de vedere profesional, stabilitatea materială, casa, mașina, da, relația cu prietenii. Și în momentul ce putem să observăm? În momentul când unul dintre acești piloni începe și se zgâlție, în momentul când unul dintre acești piloni începe și se zgâlție, viața noastră este afectată. O relație disfuncțională, da, cu
partenerul de, de viață, cu soțul sau cu soția, în mod inevitabil, în mod inevitabil, în cazul în care ești foarte axat pe relație, te va destabiliza. Și destabilizându-te, nu faci decât să influențezi într-o manieră negativă și ceilalți piloni ai vieții tale. Practic, influențezi într-o manieră negativă și relația cu copiii, pentru că probabil această relație disfuncțională îți produce o stare de nervozitate, de neliniște, eu știu, fel și fel de trăiri asociate pe care n-ai cum, chiar dacă vrei tu și nu le verbalizezi cumva copiilor, se simt, ei simt tensiunea din familie. De asemenea, duci aceleași tensiuni și în mediul tău profesional. Sau, să spunem că zona profesională cumva se destabilizează total. Te trezești peste noapte șomer. Da? Și te mai trezești că domeniul în care tu activezi, nu e că a dat faliment firma în care te afli, ci domeniul în care te afli e supus unor conjuncturi extrem de nefavorabile. Doar pandemia ne arată acum tragedia cumva pe care au trăit-o oamenii din zona Horeca. Da? S-au trezit poc, peste noapte, fără venituri, mulți dintre ei. Da? Sau se întâmplă ceva cu copiii. Pentru că și copiii, iarăși, câteodată pot aluneca. Și alunecările lor, da, depinde foarte mult și vârsta la care se află, da, te pot influența foarte mult. Și iată că în momentul în care noi suntem, practic, punem în centrul existenței noastre acești piloni, care pot fi soția, soțul, copiii, profesia, da, sau zona materială, Dumnezeu știe, Doamne ferește, ți-a foc casa, sau eu știu ce tragedii să mai produc din zona asta, ai făcut accident, nu mai ai mașină a doua zi. Da? Când ești foarte axat pe ele, devii foarte bulversat și influențezi inevitabil și celelalte zone ale vieții tale. În momentul în care ești axat pe Dumnezeu, da, și ai o viziune existențială creștin autentică, în speță, viața mea pe acest pământ e o bucățică din eternitate. Da? Nu se termină aici. Da? Știu că dacă, Doamne ferește, eu mor sau Doamne ferește, se întâmplă ceva partenerului de viață, pentru că din nefericire sunt niște realități. A fi creștin nu implică lipsa necazurilor. Absolut, dimpotrivă. Da, nu e că dacă ești creștin acum, e ca și cum ai asigurare și nimic rău nu ți se va întâmpla. Nu, din nefericire se poate întâmpla ca soțul sau soția, deși și ei creștini fiind și oameni axați în rugăciune, pur și simplu să aibă probleme grave de sănătate. Da? Se poate întâmpla ca, Doamne ferește, sunt tragedii în care copiii să pățească ceva, da? Deci de asta e foarte important că axându-te practic în Dumnezeu, având această viziune, știind că unu, nu se termină viața aici, că dacă nu, adică dacă noi nu credem în înviere, să spunem așa, vremelnică e credința noastră. Bă, ce credință e? Aia e doar așa... Asta e baza credinței. Da? Dacă nu cred că există ceva după cei 70-80 de ani cât, Doamne ajută, eu îmi trăi pe aici, da? Lucrurile sunt praf și pulbere, ca să spun așa. Și iată că o axare practică, o paradigmatică în relația cu Dumnezeu nu face decât să te stabilizeze. Da? Să-ți așezi într-un fel existența pe stâncă. Pentru că promisiunea lui nu se schimbă, e clar. Da? Ce frumos ai zis, promisiunea pe stâncă. Îți dai seama că tu și în momentul în care totul se termină aici, aici este și raiul și iadul, cum se mai auzim prin, da, prin mediile în care mai umblăm noi, și când îi conștientizez că de fapt Dumnezeu te-a așezat pe tine și pe soția ta aici pe pământ, cum ai zis-o, ca o parte a veșniciei pentru pregătirea ceea ce va urma, nu este decât ca împreună să trăim, să încercăm să ne ajutăm reciproc ca să încât să ajungem la mântuire până la urma urmelor. Asta e împlinirea, deci practic viața împreună, viața de cuplu, viața de familie este decât în primul rând noi, soț, soție, să ne ajutăm unul pe altul, da? Să nu ne punem piedici, dimpotrivă să lucrăm împreună astfel încât să ne asigurăm mântuirea, nu? Nu mai vorbim de copii care și ei la rândul lor, rândul lor să-i ajutăm și pe ei să crească. Da, și... mântuirea, ce e mântuirea până la urmă? Capacitatea de relaționare. Când vom dobândi și ne vom împropria
toate principiile morale, atunci capacitatea noastră de relaționare cu cei din jurul nostru va fi incredibilă. Va fi incredibilă și, practic, e și o vorbă, un proverb, așa, cu cinci seamănă se adună. De-aia și Dumnezeu, până la urmă, la finalul vieții te întreabă, băi, mă uit în tine, putem să stăm la aceeași masă, putem să avem aceleași principii comune, ne simțim bine împreună și... Ce vreau să punctez legat de această axare în Dumnezeu? A te axa în Dumnezeu nu înseamnă nici pe departe a-ți ignora familia, a-ți ignora soția, a-ți ignora copiii, da? Sau a-ți ignora meseria. Pentru că există, poate exista și aici o cădere de-a dreapta, să spunem așa. În extrema cealaltă. În extrema cealaltă. Dom'le, eu stau și mă rog toată exact, ziua. Exact, te izolezi și acum, da, sau te duci nu, în da, misiune. Pentru mine Dumnezeu e cel mai important și eu de acum stau și mă rog și o să am așa o relație. Astea sunt niște decizii pe care, existențiale pe care dacă vrei să le iei, da, te duci, te călugărești. Adică sunt oameni care, cum să spun, și-au asumat acest drum care el nu are alt obiectiv final, ci este o altă cale. O altă cale de dobândire. Dar nu mai încurci pe nimeni. Nu neapărat că... N-aș putea spune că nu mai încurci pe nimeni, ajungi la același punct final, dar pe o altă cale. Nu, nu, da? Vorbesc de cel care este axat, nu de călugării, Doamne ferește. Da. Intenția mea era spune de a omului, așa zis creștin, care ignoră familia, nevoile familiei. Da, asta e o mare rătăcire. O mare rătăcire să crezi că acum, Domnule, m-am axat în Dumnezeu și deci, gata, eu nu mai... Pavel a fost unul dintre oamenii care s-a dedicat misiunii. El n-a fost căsătorit și așa a terminat. Sfântul Apostol Pavel. Și au mai fost și alții, vorbind despre părinții bisericii. Dacă vorbim și în epoca modernă, la fel. Sunt o grămadă de oameni care așa hotărăsc, bărbați și femei, să urmeze calea Domnului în modul acesta solitar. Da? Dar există și familii în care, și vorbesc asta din cunoștințe, să spunem, din experiențe recente, în care am văzut oameni care își ignoră familia, copiii duc lipsă de cele materiale, de grija, de dragostea tatălui, pentru că tata a lăsat familia și a plecat în altă parte să facă misiune. Iar nevoile familiei au fost ignorate, ceea ce nu este absolut deloc creștinește. Da, nu este. Da, nu are nicio treabă, dar această axare... Această axare ajută soția sau soțul să-și așeze existența pe stâncă și să aibă puterea, și să aibă energia, da? Să împingă lucrurile în toate domeniile vieții în direcția în care trebuie. Excelent, excelent, Andrei. Haideți că ne antrenăm împreună tema asta. Practic, cu cât spui mai mult, cu atât ideile vin pe parcurs. Cealaltă, să spunem, componentă a acestei raportare lui Dumnezeu, o mai vezi tu importantă în familie? Tot legat de această zonă și de raportare la existența lui Dumnezeu, este nevoia unei hărți. Da? Dacă plecăm la munte, da? Ai făcut trasee la munte și oricine. Sau ia exemplu exact cu Waze-ul. Da? De ce știe Waze-ul să ne ducă mai repede, să spunem, la destinația finală? De ce? Pentru că există deja o hartă. Există deja o hartă trasată. Eu știu că dacă vreau să plec de aici și să ajung undeva, există deja niște drumuri, da? Niște drumuri bătute, să spunem așa, există o direcție și chiar reușește cumva să evite zonele aglomerate și să optimizeze traficul. Da? Dacă nu pun nicio hartă, adică dacă aș fi total lipsit de orice orientare, aș zice, domne, trebuie să ajung în nord. Păi unde în nord, să zicem? Nu știu, domne, trebuie să ajungi în Băneasa. Da? Da. Trebuie să ajung în Băneasa. Bine, fiecare dintre noi când spunem Băneasa, deja în mintea noastră ne facem cumva, avem localizare, o poziționare a acelui loc și știm cumva cum vom ajunge acolo, pe unde o luăm, în funcție de cu ce mergem, pe unde o luăm și cum ajungem acolo. Același lucru se întâmplă și într-o excursie de munte. Da? Exact. Dacă vrei să ajungi pe un vârf, da? Există un traseu marcat. Și care e logica acelui traseu marcat? Logica acelui traseu marcat, că dacă te uiți, da, domnule, uite, vârful e acolo. Ia-o încolo, frate. Nu, e posibil să-ți rup gâtul. Traseul marcat înseamnă că cineva, înaintea noastră, a experimentat.
Da? A încercat mai multe trasee și până la urmă l-a găsit pe cel bun, da? Și a făcut un marcaj. Da? Se pare că luând-o pe această cale, da? Șansele de a ajunge întreg la destinație sunt cele mai mari. Da? Și leg aici un pic acest traseu și de ceea ce se cheamă tradiție. Tradiție care înseamnă tradere, adică care înseamnă a da mai departe. Ce dăm mai departe? Păi dăm mai departe experiențele pozitive pe care le avem în decursul vieții noastre. Și atunci, întorcându-ne cumva la aceasta, la necesitatea unei hărți și la relațiile interpersonale, știm foarte bine că ideea de Dumnezeu implică ideea de Trinitate. Da? Trei persoane care împărtășesc aceeași ființă. Deci însăși, cum să spun, la baza existenței, nu a existenței umane, la baza existenței universului, da? Stă o relație interpersonală. Deci inventatorul existenței este o treime de persoane. Păi dacă inventatorul existenței este o treime de persoane aflată într-o comuniune desăvârșită, dacă am face o paralelă cu harta, da? Adică obiectivul final e vârful de munte, în creștinism obiectivul final este relația desăvârșită între persoane, totuși acest inventator nu ne-a lăsat bezmetici pe câmp, ci ne-a transmis această hartă. Da? Ne-a transmis această hartă, această hartă care în mod tradițional ea este reflectată de poruncile lui Dumnezeu, legile lui Dumnezeu, să spunem așa, da? Poruncile și legile lui Dumnezeu, care ele nu trebuie privite aici ca niște obligativități, că Dumnezeu nu ne obligă la nimic. Deci Dumnezeu nu e. Nici Adam când i-a spus că dacă veți face asta, veți muri, da? Dumnezeu nu l-a amenințat. Nu i-a zis, o să te omor. Nu i-a zis așa ceva. I-a zis doar ce se va întâmpla dacă va face lucrul ăla. Adică i-a descris exact harta. Uite, omule, ăsta e harta, ăsta e traseul dacă vrei să ajungi la vârful omului sau pe cruce, da? Dacă tu o iei pe altă parte, vezi că e posibil să mori. Chiar am fost de curând pe traseu, da, până la cruce la Caraiman și erau niște, sunt cruci, dacă vă uitați pe acolo, înțelegeți? Sunt, din nefericire, oameni care fie din nefericire au fost surprinși cumva de niște fenomene meteo neprevăzute, da? Sau unii dintre ei sau n-au mers pe harta pe care trebuie, sau au bătut de la traseu. Exact. Și această abatere de la traseu uneori are, cum să spun, consecințe tragice. Are consecințe foarte frumos tragice, spus, da? S-a bătut de la traseu pe care Dumnezeu l-a pregătit și l-a asignat familiei, cuplului, soț-soție. Da, și atunci care este, evident că harta, principiile morale pe care trebuie să le respectăm, nu sunt puține, sunt multe. Sunt multe, da? Multe. Fericirile, să ne uităm în Biblie, da? Se vorbește de fericiri. Și tot ceea ce citim în Biblie și toată istoria creștinismului nu este de fapt decât o fel și fel de moduri și de maniere prin care ni se aduc în față aceste principii morale pe care trebuie să le existăm. Și în centrul lor este raportarea personală. Raportarea de la persoană la persoană. În centrul creștinismului este relația interpersonală, da? Și, mă scuzi, și imediat închei, valoarea fundamentală este să-l percepi pe celălalt ca persoană. Să ieși din individualismul ăsta și din egoismul naturii umane căzute, să-ți dai seama că cel de lângă tine există, să vrei să-l faci fericit pe cel de lângă tine, așa cum percepe cel de lângă tine să fie fericit, pentru că e posibil să aibă percepții uneori diferite, da? Dar totuși să-ți iei acest angajament fundamental în relația de cuplu. Să spui în fiecare zi această întrebare: Doamne, cum îl fac fericit pe cel de lângă mine? Este, dacă vrei, recomandarea cea mai puternică, să spunem așa, în atingerea traseului pe munte. Da? Adică fiecare dintre noi, atât soțul, cât și soția,
trebuie să-și împroprieze și să-și ia această misiune și să-și o ia pe, cum să spun, nu neapărat aici, ea se duce cumva în eternitate, nu cumva, chiar se duce în eternitate. Dom'le, cum îl fac pe cel de lângă mine fericit? Deci de asta vorbeam de necesitatea existenței și cunoașterii acestei hărți, a acestor principii morale de relaționare. Foarte frumos. Și rămânem la ceea ce am discutat la început, apropo de direcția asta pe verticală, odată cu Dumnezeu, da? Fiecare individ, fiecare parte a cuplului cu Dumnezeu și apoi legătura pe verticală cu Dumnezeu și pe orizontală ei între ei. Foarte important. Da, foarte important. Foarte important. Sus, de fapt, este o cruce. Da. Chiar și tema acestei emisiuni, omul are o problemă și problema lui se cheamă uitarea. Omul uită. Uită. Eu, la un moment dat, chiar glumeam așa, mă gândeam. Eu nu, aproape că nu mai mi-aduc aminte câteodată ce am învățat în școala generală, în liceu. Sunt materii la care pur și simplu stau și mă întreb, domnule, cum, Doamne iartă, m-am ajuns să trec? Că nu mai țin minte nimic. Adică, din nefericire, niște realități, da? Știu că mama n-a plătit profesorii, pot să-ți garantez. Am trecut și am luat notele într-o manieră corectă. Dar asta e iarăși natura umană. Părți ale realității, părți ale existenței cumva se estompează, da? Și noi trebuie să facem un efort continuu să aducem în prim planul conștiinței noastre aceste realități. Când am fost la Biserica Învierii, la Sfântul Mormânt în Ierusalim, am luat un apartament și am închiriat un apartament și la un moment dat noi tot uitam, ieșeam din camera și la toate ușile era un borcanel așa acolo trecut. Cu da. O bucată din lege. Da, din... da, cu un borcanel acolo. Mezuza, așa da. Se numește. Nu, ok. Care, din ce am înțeles, sunt cele 10 porunci. Practic sunt este... cele 10 porunci și stau ele acolo, că nu se duce nimeni să citească atinge ce și e. Sărută. Da, pe de o parte, uite, nu știam asta, înseamnă că e un respect, să spunem așa, și o recunoaștere a valorii care se află în acele recomandări, pentru că respectând acele recomandări îți este bine. Așa s-a clădit civilizația, civilizația iudeo-creștină. Așa Europa a ajuns unde suntem acum, raportându-se la valorile creștine fundamentale. Da? De-aia ele sunt valorizate pentru plusul de valoare și pentru lucrurile bune pe care le-au adus. Da? Și de asta spuneam că însăși ideea acestei serii de emisiuni este cumva, nu știu dacă neapărat să fim noi învățători, da? Că mulți, sunt convins că foarte mulți dintre cei care ne urmăresc trăiesc aceste realități, cât să ne readucem aminte de ele. Așa este. Hai să discutăm puțin despre raportarea la adevăr și la ceea ce înseamnă, noi știm, eu sunt calea, adevărul și viața, a spus chiar Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Cum vezi tu la împărțirea dreptății, pentru că aici este, cred că una din marele probleme ale cuplului, ale relației cu soție, este domnule, cine are dreptate? Da. Și domnule, cine are dreptate la care are vocea mai tare sau știu eu, puterea financiară, uneori chiar și puterea fizică, cuplurile, relația aceasta de cuplu sunt diverse și cu problemele lor. Cum vezi tu lucrurile? E un subiect foarte delicat și în fiecare zi actual. Din nefericire. Din nefericire. Dar este un subiect foarte delicat și în fiecare zi actual și chiar surprindem așa, discutând poate în, chiar și din relațiile din familie sau auzând, mai vorbind cu prieteni, auzim această exprimare. Domnule, tot timpul el zice că are dreptate. Niciodată, domnule, nu recunoaște că nu știu ce. Tot timpul zice că are dreptate. Da, găsește justificări, îmi tot explică, îmi tot nu știu ce. Da? Ei, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? În om, există această, cum să spun, am-și numi o frică ontologică cumva de a-și asuma responsabilitatea. Vedem că de la primul moment în care Adam și Eva, da, au călcat strâmb, ca să zic așa, adică n-au respectat, n-au urmat recomandarea, da, și și-au dat seama că ceva structural
s-a greșit, s-a modificat ceva paradigmatic în existența lor și în speță s-a modificat raportarea lor la Dumnezeu, pentru că întorcându-se către lume au fost vrăjiți, da, de frumusețea creației lui Dumnezeu și au ajuns să iubească, să tânjească mai mult către creație decât către Dumnezeu. Lucru fals, pentru că creația materialul. Da, nu se poate susține prin sine însuși, da? Deci creația și noi și viața nu ne putem susține prin sine. Noi nu suntem decât ne folosim acum de niște condiții preexistente pe care câteodată nici de astea nu ne folosim cum trebuie. Deci că noi nu suntem așa inventatori de existență, noi luăm niște lucruri, le combinăm, da, mă rog, trecem peste. Și atunci, într-adevăr, raportarea asta la adevăr și la Dumnezeu implică această fugă și de recunoaștere a erorilor. Pentru că Adam, după ce a greșit, l-a întrebat Dumnezeu, unde ești, Adame? Da? Și după aia a zis, dar de ce ați făcut așa? L-a întrebat, doar i-a întrebat, dom'le, dar de ce ai făcut așa? Explică-mi și mie de ce ai făcut așa. Nu eu. N-am fost eu. Femeie. Adică încerci să fugi de responsabilitate, încerci să fugi de recunoașterea unui adevăr. Ai greșit. E foarte greu să-ți asumi adevărul în relație. Adică să te uiți în ochii celuilalt, să-ți asculți conștiința și să-i spui, cum să spun, să recunoști și să se vadă și regretul în sufletul tău. Am greșit. E adevărat că adevărul e o vorbă, adevărul e undeva la mijloc. Înțeleg? Pentru că și spirala asta, există o spirală cumva a conflictelor, da? Se aprinde o mică scânteie, unul zice ceva, altul zice altceva, unul mai zice altceva, altul se duce și poate dă cu barosul, cu niște cuvinte care dor foarte mult, cuvintele dor foarte mult, trebuie foarte, foarte mare atenție la a deschide gura în relații conflictuale, mai bine o ții închisă. Deci mai bine o ții închisă și când o deschizi, deschid-o cumpătat, nu o deschid de la nervi, da? Și atunci, în aceste posibile relații de animozitate sau posibile relații conflictuale, a recunoaște cumva, a-ți recunoaște propria eroare, a te pune în fața soțului sau soției și a-ți cere iertare, nu e treabă ușoară. Nu e treabă ușoară și e un proces de maturizare foarte greu. Foarte greu și uneori îndelungat. Și din nefericire, Sunt unii dintre noi care nici măcar nu-l parcurg până la capăt în decursul vieții lor, da? Și atunci, într-adevăr, hai să vedem care este plusul de valoare pe care raportarea la Dumnezeu îl aduce în relația soț-soție, da? Dacă ești cu adevărat raportat la Dumnezeu, asculți ceea ce se cheamă conștiință. Ai o conștiință, da? Și conștiința ce-ți spune? Conștiința nu e o... Cum să zic, nu e așa o chestie extrem, extrem de clară, da? Uneori, pur și simplu, câteodată, da? Pentru că există conștiință, există rațiune, există inimă. Există conștiință, există rațiune, există inimă. Poți să-ți dai, și rațiunea asta e foarte perfidă. Rațiunea e foarte perfidă. În momentul când nu ai conștiință și nu ai inimă, rațiunea e dezastruoasă uneori. E dezastruoasă. Gândește-te că chiar și cei care l-au urcat pe Hristos pe cruce, da, au avut niște justificări raționale. Ei au argumentat cumva acel fapt. Au avut, ei cumva, cu rațiunea lor, au argumentat cumva acel fapt și culmea e că mulți au considerat acel fapt ca fiind corect. Dar n-au avut inimă, pentru că omul ăla nu făcuse nimic rău, și n-au avut nici conștiință. În speță, nici nu și-au ascultat glasul lui Dumnezeu în inima lor ca să-și dea seama, da, că de fapt El e cine spune că e. Da? Și atunci și noi în relația de cuplu ne putem folosi, da, de această valoare a conștiinței, pentru că uneori avem nevoie de o judecată imparțială. Și Hristos și Dumnezeu, da, este un factor de imparțialitate. Da? În creștinism ortodox, pentru că eu știm foarte bine că sunt creștin ortodox,
tu ești creștin baptist. Creștin baptist, da? Avem niște valori comune, sunt și niște sunt evident din perspectivă cultică niște diferențe. Dogmatică, da. Dogmatică și cultică niște diferențe, sunt valori care ne unesc. La noi, spre exemplu, în zona ortodoxă există această spovedanie cumva în care și soțul și soția, da, merg în fața preotului cumva ca fiind reprezentant al lui Dumnezeu și cumva face acest exercițiu al mărturisirii și al recunoașterii cumva a erorilor pe care le faci, da? E un exercițiu pe care... Și numai protestantă se face mărturisirea aceasta, asta înseamnă, într-adevăr, în care ai simt nevoia să spui unui pastor, unui duhovnic, practic, ceea ce te apasă până la urmă, că păcatul are... Dar nu poți, ca și creștin, știi un lucru. La final, pentru că există un final, nu poți scăpa. De moarte niciunul dintre noi n-a scăpat. Da? La final vei ajunge cumva față în față cu Dumnezeu. Dacă chiar ești angajat într-o relație cu Dumnezeu, da? Știi cumva că la final toate se vor da pe față. Corect sau incorrect? Absolut corect. Mai ales că am auzit o vorbă foarte frumoasă săptămâna asta. Cineva spunea, suntem mântuiți prin credință, dar suntem judecați după fapte. Fapte, da. Pentru că nu poți, la un moment dat, toate minciunile pe care tu le simți în inima ta că sunt minciuni, da, vor fi revelate. Și creștin deci, fiind, îți dai practic, seama că nu le... Credința trebuie să genereze niște fapte și dacă cumva aceste fapte nu sunt conform credinței pe care zici că o ai... Generează niște fapte și, cum să spun, faptul că există o terță persoană, Dumnezeu, imparțial, care e deținătorul adevărului absolut, da? Și că ești obligat cumva să te raportezi la el, îți dai seama că n-ai pe unde să scoți batista. Așa cu soțul și cu soția, dacă tu nu crezi în nimic, că nimic nu este mai presus decât tine... O să găsești la justificări de nu, că și eu știu și din experiența mea. Păi de nu, mai ales ca bărbat. Că bărbații tind tot timpul să găsească justificări, să se fofilească cumva, să zică stai că din cauza aia, că asta am făcut. Frate, nu e, ai comis-o, trebuie doar să recunoști că ai comis-o și să te rogi la Dumnezeu ca data viitoare să ai putere să nu mai faci să nu mai cazi în ispită. Lucrul ăla, da? Dar aici, prin această raportare, da? Raportarea la Dumnezeu îți dă puterea de a-ți asuma erorile, da? Și îți dă puterea să te raportezi la cineva cu adevărat adevărat, da? Și nu să rămâi în subiectivismul ăsta nociv. Da? Și să vii cu săturui, să începi și săturii fel și fel de justificări raționale. Și asta e o ispită a bărbaților îndeosebi. E o ispită a bărbaților pentru că femeia, prin firea ei, are ceea ce se cheamă intuiție. Femeia știe că bărbatul pur și simplu, între ghilimele, a dat-o de gard cu ceva, n-a făcut bine ce a făcut. Da? Și doar i-o spune. Și bărbatul, în slăbiciunea lui, el vine acum și zici că face... cum se cheamă, la un seminar de logică. Exact. Andrei, ne apropiem de final, mai avem câteva minute. Haideți să discutăm puțin și despre necesitatea dependenței în cuplu, despre nevoia de ajutor, de ajutorul acesta care se întâmplă. Și e nevoie de ajutorul divin, de ajutorul între cei doi, dar mai ales de ajutorul de partea lui Dumnezeu. O problemă, să spunem așa, și de fapt e iarăși o problemă, tot că discutăm despre valorile creștine, mândria. Da? Poate că sunt mulți dintre parteneri care spun, domnule, eu n-am nevoie de ajutorul nimănui. N-am, domnule, nevoie să mă aștept nimeni. Eu sunt capabil să mă organizez viața, nu e nicio problemă. O stimă aceasta de sine prea dusă la extrem. Da, eu o să reușesc prin mine însumi. Eu sunt o persoană independentă. Fii tu însuți. Sunt o persoană, fii independent. Nu contează ce zic ceilalți. Da, nu contează ce zic ceilalți. Fii independent. Partea proastă e că lucrurile nu funcționează așa. Adică, pur și simplu, această axare în cunoaștere a adevărului așa că tu crezi subiectiv, da? Și tu crezi că poți să faci toate lucrurile prin puterea ta, se dovedește că nu prea funcționează. Sau dacă funcționează, nu te duce chiar acolo unde trebuie. Și atunci, tot așa, o valoare de bază în creștinism este conștientizarea nevoii de ajutor. Da? Conștientizarea nevoii de ajutor.
care prin însăși prin raportarea cu cuplul, cei doi se duc în fața în biserică, se duc în fața lui Dumnezeu, da? De ce se duc acolo? Adică însăși logica nunții de cununie, da, este o bucurie a lui Dumnezeu de a împărtăși alături cu cei doi, da, bucuria comuniunii, iar cei doi se pun cumva într-o poziție cumva de dependență față exact. De el. Adică recunosc că prin ei înșiși, băi, eu recunosc cumva că dacă ar fi doar prin mine însumi, nu sunt în stare să-l fac pe cel de lângă mine fericit, pentru că sunt un om slab. Și pic și cad și de multe ori, deși știu ce trebuie să fac, că aici e problemă. Noi acum vorbim despre ce ar trebui să facem să ne îmbunătățim relațiile. Și Doamne ajută, eu știu, poate că faci, o să aducem noi așa și o să cristalizăm toate lucrurile și o să ajutăm cumva să ne ajutăm unii pe alții, da? Să aflăm lucruri noi sau să ni le reamintim. Dar nu e suficient. Nu e suficient. Trebuie să mai fim și în stare să le facem. Una e teoria, alta e practică. Și în practică, ce observăm? Observăm că chiar dacă avem harta, chiar dacă ne raportăm la Dumnezeu, chiar dacă simțim nevoia unei adevăr, unei obiectivități, da? Și recunoaștem unde este și recunoaștem că am greșit, se pare că nu putem, pur și simplu, câteodată este foarte greu. E foarte greu să ierți. Păi să ierți nu e treabă ușoară, că zicea cineva. Zice, domnule părinte, l-am iertat, dar n-am putut să uit. Și zicea, păi frate, când o să te duci tu la judecata de apoi, da? O să vine Hristos și o să-ți zică, fiule, te-am iertat, dar nu te-am uitat. Da. Asta două și atunci sunt avem împreună. Nevoie, avem nevoie de ajutor. Trebuie să ne recunoaștem dependența. Chiar dacă știm care e traseul, da? În drumul ăla către munte avem nevoie de ajutor și ajutorul vine tot de la el. Andrei, mulțumesc foarte mult pentru ediția din seara aceasta. A fost o discuție excelentă. Cred că deja le-am dat telespectatorilor noștri o idee despre ceea ce urmează. Cu siguranță a fost o plăcere să stăm de vorbă și, bineînțeles, până data viitoare, când vom veni cu o nouă ediție, ne vom pregăti pentru un alt capitol pe care, dacă poți să-l spui, care ar fi a doua temă despre care vom discuta? Cred că pe lângă, sau nu știu dacă pe lângă, după această clarificare și după această, eu știu, aducere cumva în atenție a necesității și valorii raportării la Dumnezeu, ar fi bine să vorbim despre angajamentele fundamentale. Pentru că sunt niște angajamente fundamentale pe care fiecare dintre noi trebuie să le luăm. Nu știu, spun doar câteva dintre ele. Raportarea la persoană, da? Să te conștientizezi pe tine ca fiind o persoană cu nevoile tale, cu visele tale, cu dorințele tale, da? Și să te valorizezi, da? Sau angajamentul etern. Da? Vedem că divorțul în societatea de astăzi este o problemă. Da? Mi-e foarte greu câteodată să înțeleg de ce doi oameni care e clar că au avut o chimie între ei, da? E clar că o perioadă le-a fost bine, da? Pentru că au stat în perioadă, după un număr de ani divorțează. Da? Cred totuși că în momentul în care ne-am așezat în biserică și în fața chiar și a ofițerului de stare civilă și în fața prietenilor, a familiilor, am luat un angajament. Dom'le, nu evadez din relație. Nu evadez din relație. Stau acolo, încerc să o fac mai bună. Desigur, sunt și situații cu totul și cu totul extraordinare când, din nefericire, lucrurile nu mai pot funcționa. Dar, de cele mai multe ori, ar putea funcționa. Astea sunt câteva dintre temele pe care le vom discuta în ediția următoare. Eu îți mulțumesc și, de asemenea, stimați prieteni, vă mulțumesc și noi astăzi pentru prezența dumneavoastră în fața micilor ecrane. Până data viitoare, noi vă salutăm și vă spunem la revedere!